Salut, sunt Ștefan. Salutare, salutare, sunt Cătălin. Bine v-am regăsit. Bine v-am regăsit la podcast despre bani, episodul 8. Aici este loc unde vorbim despre bani, investiții și cash flow în general. Acum ar fi momentul potrivit să vă abonați la canal, să ne dați un like sau cum se numește pe YouTube, un thumbs up și să ne lăsați un comentariu. Aceste două lucruri ajută algoritmul YouTube să știe că vă place podcastul nostru și ajută podcastul să ajungă la mai multă lume. Ce faci, Cătălin? Ce să fac? Foarte bine, foarte bine. Mă redresez după Crăciun, după sărbători, să zicem, între două sărbători. Exact. Episodul de azi e un episod de Crăciun. Crăciun fericit tuturor în continuare. Sper că ați petrecut Crăciunul așa cum v-ați dorit. Și v-am promis săptămâna trecută că vom avea un episod special, pe lângă faptul că e un episod de Crăciun. Ceea ce face acest episod să fie special e faptul că suntem trei participanți. Alături de noi se află Ovidiu Tarcu. Ovidiu este consilier financiar pentru persoane fizice și fondatorul canalului YouTube Ovidiu Tarcu. Pe canal postează videoclipuri de educație financiară, abordează diferite subiecte legate de finanțe personale, economii și investiții. Salut, Ovidiu! Salut, Ștefan! Salut, Cătălin! Salut! Mulțumesc frumos pentru invitație! Sunt onorat să fiu aici alături de voi și Crăciun fericit și sărbători fericite atât vouă cât și ascultătorilor! Mulțumim! Cătălin, despre ce discutăm azi? E, da, tema podcastului de astăzi o să fie depozitele bancare și titlurile de stat. Comparație, avantaje și dezavantaje. Despre depozitele bancare cred că știm cu toții, dar va fi interesantă probabil sau mai interesantă partea cu titlurile de stat. Ovidiu, ce zici? Ne ajuți cu o descriere a titlurilor de stat ca să știm despre ce discutăm? Sigur, sigur, vă ajut. Păi, titlurile de stat nu sunt un instrument financiar foarte complicat. Ele mai poartă denumirea și de obligațiuni de stat și sunt un instrument financiar prin care tu, ca persoană fizică de obicei, împrumuți bani guvernului pentru o anumită perioadă de timp pentru ca el să-și poată desfășura activitatea. Iar pentru că faci acest lucru, guvernul îți plătește o dobândă pentru acești bani pe care i-a primit de la tine. Deci un fel de cămătar. Nu chiar, mai degrabă l-aș considera un fel de bancă. Ești în postura băncii. Dai bani și primești bani înapoi plus dobânda. Okay. Pot să spun atunci că sunt destul de sigure, având în vedere că împrumuți guvernul? Da, sunt considerate cam cel mai sigur instrument financiar disponibil investitorilor, datorită prezumției că un stat nu are cum să dea faliment. Cam asta este ideea. Ok, deci împrumuți statul, nu guvernul aflat în funcție la momentul respectiv. Da, da, evident. Statul este, cred că prin intermediul Ministerului de Finanțe. Efectiv. Da. Ei sunt cei care dețin datoria. Ok. Ministerul de Finanțe și Banca Națională a României se ocupă de titlurile de stat. Chiar Banca Națională a României are niște reglementări care se pot găsi pe site-ul BNR, bnro.ro, despre titlurile de stat, atât despre piața primară, cât și despre piața secundară. Deci cine e interesat mai mult decât o să discutăm noi în seara asta, să citească norme și regulamente, găsește acolo destul de multe informații despre cum funcționează exhaustiv aceste titluri de stat. Ok. Și un lucru foarte important pe care trebuie să-l spunem despre titlurile de stat este că ele nu sunt impozitate. Deci dobânda pe care o primești și nici banii pe care îi primești înapoi după o anumită perioadă, perioada în care ai împrumutat statul, nu se impozitează. Deci dobânda respectivă este practic dobândă netă. Din punctul ăsta de vedere, da, e un avantaj pentru
pentru oameni, pentru că atunci când depui la bancă, trebuie să plătești 10%. Când împrumut statul, nu mai trebuie să plătești nimic din banii pe care îi obții. Deci nu sunt impozabile, da. Mm-hmm. Da. Ok. Și, nu știu, voi folosiți? Cătălin, tu folosești? Eu nu folosesc. Eu încerc să învăț de la voi, să văd dacă puteți să mă tentați cu așa ceva. Ce vreau eu să întreb, apropo de titlurile de stat. Deci am înțeles, siguranța e clar. Există, okay. E aproape imposibil ca statul să dea faliment. Da? Nu știu ce s-a întâmplat cu Grecia când au avut probleme acum câțiva ani, dar bănuiesc că cei care dețineau titlul de stat au fost au primit bani înapoi în cele din urmă cu dobânda aferentă. Înțeleg, da, avantajul că veniturile, da, sunt neimpozabile, da? Nu știu și poate mă ajutați voi dacă există o piață secundară sau cum se numește ea, unde se pot tranzacționa aceste titluri înainte de a ajunge la maturitate, că din câte știu există mai multe tipuri de sau titluri cu diferite perioade de maturitate, un an, doi, trei ani, parcă am văzut în ultima perioadă că a lansat actualul guvern, să zicem, da? Există o piață de acest fel? Există. Ele nu sunt foarte lichide. Ai spus de perioadă. Există mai multe termene, ca să spunem așa. Termen scurt sunt considerate cele care au scadență de până la un an și termen mediu sau lung sunt considerate cele care au scadență peste un an. Acum, din ce am văzut la statul român, se emit foarte multe pe 2, 3 și 5 ani. S-ar putea să fie și pe 4, nu știu dacă sigur și pe 4 ani. Nu, pe 4 cel puțin pentru populație nu sunt. Ok. 1, 2, 3 și 5. Ok. Și din punctul ăsta de vedere există reglementări. Banca Națională, exact cum ziceam la început, are reglementări despre piața secundară a titlurilor de stat. Ok, dar de se pot tranzacționa. Aș vrea să mai adaug, da, și eu ceva, sigur, aici. Sigur. Că sunt cumva două categorii de titluri de stat. Uh-huh. Sunt cele care sunt exclusiv pentru populație, prin programul Tezaur. Așa. Da. Care se pot cumpăra doar de către oameni, prin intermediul trezoreriei sau poștei române. Și astea nu sunt chiar aproape deloc lichide, pentru că nu există o piață efectivă. Dacă vrei să le dai cuiva, trebuie să te înțelegi. Trebuie să găsești pe cineva interesat. Dar mai există o categorie de titluri care se cumpără prin intermediul unei bănci, uh-huh, și din câte am văzut eu, sunt destinate clienților corporate. Am intrat pe site-urile băncilor care au astfel de produse în portofoliu și sunt pentru în categoria corporate, uh-huh, iar acelea, da, alea sunt, pot fi tranzacționate. Banca are acces la piață și se vând, se cumpără, dar bineînțeles plătești comisioane și toate astea. Și sunt titluri de stat? Da, numai că, okay, de exemplu, titlurile Tezaur au valoarea nominală de 1 leu, uh-huh, adică oricine poate cumpăra. Celelalte au 5.000, 10.000 de lei, adică ai nevoie de un capital mai mare. În alea. Da, nu sunt chiar așa accesibile. Și din 3 din 4 bănci erau la categoria corporate. Nu știu dacă persoane fizice pot apela la serviciile băncilor să cumpere direct acel tip de titluri de stat. Acum 4 ani, cred, în momentul în care m-am dus să mă interesez la o bancă despre aceste titluri de stat din corporate, mi s-au spus că pot să accesez, dar trebuia să am un capital destul de mare de început. În momentul respectiv, banca aceea mi-a cerut 100.000 de euro capital ca să pot să accesez prin ei. Mm-hmm. Deci trebuie... Cam așa mă gândeam și eu, că trebuie să fii la același nivel. Exact, trebuie să fie un capital mare. Dar poți să te duci să cumperi, să accesezi cele din Tezaur fără nicio problemă. Exact cum zicea și Ovidiu, un leu este fiecare
obligațiune din aceasta, poți să cumperi oricâte obligațiuni vrei, mă rog, în limita cât se emite, dar nu prea e o problemă pentru o persoană fizică în general să cumpere, adică se emit destul de multe. Singurul dezavantaj este că acelea sunt foarte ilichide. Dacă le iei pe 5 ani, probabil că o să stai cam 5 ani cu el dacă nu te înțelegi să-l vinzi altcuiva. Avantajul ar fi că în momentul în care ne uităm la o piață deci ne uităm la bănci, la depozite bancare și ne uităm la titluri de stat, așa cum e titlul acestui podcast, titlurile de stat sunt clar, au clar o dobândă mai mare. Cele de 5 ani au în prezent 5% net. Mă rog, 5% care nu se impozitează. Nu e impozabil, da. Da. De ce net? Din punctul ăsta de vedere, nu știu dacă există bănci în România care să-ți ofere un 5% net pe an timp de 5 ani. Dacă scădem la 1, la 2 sau la 3, sunt mai mici, într-adevăr, aceste dobânzi. La 3 ani era 4,5, dacă știu eu bine. Oricum, valorile se pot schimba în funcție de... Da, asta mă uitam acum, că emisiunea din octombrie a Ministerului de Finanțe, din seria Tezaur, da? Da, da. Scuze. Titlul de stat pe cu termene de 1, 2 și 3 ani, dobânzi 3,5% pentru cea pe un an, 4% pe 2 ani și 4,5% pe 3 ani. Asta e din octombrie 2019, deci nou, s-au limitat la 4,5% dobânda maximă. Pe 3 ani. Dar cam așa sunt și acum, și cea din decembrie a fost la fel. Cred că e o dată pe an revizuiesc dobânzile. Ok, am priceput. Ce vreau eu să zic, am înțeles avantajele, da? Deci să zic, mai sunt și alte avantaje, că până acum am identificat așa, pe de o parte siguranța, certitudinea că statul nu dă faliment și atunci nu ai cum să pierzi, da? Da. Faptul că veniturile sunt neimpozabile, deci atât cât este prezentat profitul, să spunem, sau dobânda, 3,5-4,5% aia este, acela este, brutul este și net. Da? Faptul că există, să zicem, o piață secundară pentru o parte dintre ele, dar nu pentru toate, nu pentru cele tezauri. Și cam atât. Mai sunt și alte avantaje? Da, faptul că plătesc mai mult decât banca. Ok. Comparativ cu depozitele. Exact, comparativ cu depozitele, asta mi se pare un avantaj destul de mare. Faptul că sunt destul de simplu de cumpărat de către populație, trebuie să mergem la bancă sau la poștă, sau la administrația financiară, cred? Nu, la trezorerie. La trezorerie, așa. Da, la trezoreria sectorului sau județului. Dacă... Unde ești tu, domiciliat. Așa. E important să ținem minte că la poștă, sau e important să verificăm dacă la poștă ni se cere vreun comision. Pentru că atunci când m-am interesat eu despre ele, mi s-a spus că ar exista un comision la poștă și mi s-a părut destul de mare. Asta nu e o informație de care sunt 100% sigur. Acum, fiind Crăciunul, n-am putut să întreb la poștă, din păcate, să mă duc să mă interesez. Dar dacă vreți să cumpărați prin poștă, dacă te duci să iei dobânda efectivă în sacoșă, probabil că nu ți-au nimic. Dar dacă vrei să transferi în bancă prin poștă cu un ordin de plată sau ce au ei acolo la poștă, s-ar putea să ți se ia un comision. Deci asta e important de verificat. Și mi se pare că e un pas înainte față de depozitul bancar în momentul în care vrei să începi investițiile de orice natură. Poate te scoate puțin din mediul tău de confort, dar nu foarte mult, nu e un lucru riscant, dar poate îți dă o idee despre cum se pot face și alte lucruri
nu să ții numai banii la bancă. Asta e un lucru bun din punctul meu de vedere, ca idee. Am înțeles. Și, nu știu, mai, dacă vreți să mai spuneți ceva, vă ascult. Eu mai am încă un lucru care mi se pare foarte bun la depozitele astea, la obligațiunile astea, scuze. Față de depozite, sunt foarte interesante în momentul în care ai multe lucruri care ești investit în multe lucruri riscante. Deci să zicem că tu ești o persoană așa care investești în foarte multe lucruri riscante și atunci vrei ceva care să fie sigur și care să totuși să-ți aducă un venit cât de cât. Și poți să folosești aceste obligațiuni ca un moment sau un punct de siguranță în portofoliul tău pe care ți-l creezi. Poate nu vrei să ai toți banii în criptomonede, de exemplu, sau în peer-to-peer investiți. Uh-huh. Și atunci, una dintre metodele sigure de a investi, e adevărat, cu un procent mai mic de dobândă și așa, dar totuși sigur, poți să contrapui unor metode foarte riscante, o astfel de metodă considerată foarte, foarte sigură. Deci să facă parte, să reprezinte un procent, da. Cum să zic eu, un procent cu risc foarte mic, aproape de zero, dintr-un portofoliu diversificat. Da. Okay. Să contrabalanceze niște risc foarte mare într-un portofoliu mai degrabă. În sensul că dacă tu oricum investești în lucruri care au risc foarte mic, nu știu că te ajută să aduci și obligațiunile astea. Dar dacă investești în lucruri foarte volatile și totuși ai vrea să ai cât de cât și o siguranță, poate te ajută aceste obligațiuni. Ok, am înțeles. Eu aș mai adăuga ca și avantaj. Scuze, Ovidiu, scuze dacă intervin eu și dacă vrei să spui tu ceva. Deci ca avantaj spune, vizibil, să spunem, dar poate nu neapărat atât de ușor de identificat. Faptul că suma de intrare este foarte mică. Corect? Da. Adică nu-ți trebuie bani mulți, cum spuneai tu, Ovidiu, câteva mii de lei, parcă, da? Ca să poți să intri și să cumperi un titlu de stat, poți să investești de la un leu, parcă, nu? Da. Ok. Da, de la un leu. Da, sunt făcute să fie foarte accesibile. Deci asta așa este. Dar există și alte instrumente financiare care sunt accesibile. Clar. Gen fondurile mutuale care au unități de fond mic, cu o valoare mică, și alea sunt accesibile. Uh-huh, uh-huh. Știi? Ok. Ce vrei să mai spui, Ovidiu? Sau asta vrei să zici? Cam asta sunt toate avantajele pe care le văd și eu. Ok. Adică, dacă vreți, putem să ne concentrăm puțin pe câteva dezavantaje, pentru că au și din astea, ca orice altă investiție. Ok, de ce, înainte să trecem la dezavantaje, să rămânem tot la avantaje, de ce, deși eu nu investesc în așa ceva, nu sunt instrumente aliniate cu profilul meu de risc, de ce cred că sunt utile să facă parte, într-adevăr, cum spunea Ștefan, dintr-un portofoliu diversificat, în special pentru investitorii care se află la început de drum și în special în perioada actuală, la final de 2019 și final de ciclu economic, este că dacă, repet, dacă, pentru că nimeni nu are un bol de cristal să prevadă exact când va veni și dacă va veni exact o criză, dar în situații de criză, când nimeni nu vrea să piardă, da? Titlurile de stat reprezintă totuși o variantă sigură sau mai sigură de a îți păstra banii și a-ți păstra valoarea banilor pe perioada crizei, cel puțin, să spunem. Uh-huh. Da. Și cred că și dacă ești o persoană mai în vârstă, care vrei puțin mai multă siguranță, uh-huh, și nu ești o persoană foarte înclinată spre a face investiții
de alte feluri, investiții imobiliare, investiții pe bursă sau așa, titlurile de stat te ajută puțin mai mult decât te ajută depozitele bancare în cazul respectiv. Poate ești o persoană care ai reușit să strângi niște bani, vrei să suplimentezi venitul de la pensie, ești deja la pensie, ai peste 65 de ani dacă ești la pensie, uh-huh, și poți să te folosești cumva de titlurile astea de stat pentru a-ți suplimenta venitul sau pentru măcar să-ți menții valoarea banilor pe care îi ai. Pentru că, să fim serioși, la 5% s-ar putea să trec un pic în partea de dezavantaje, dar la 5% uh-huh, în România, deci în lei, pentru că ele sunt în lei titlurile de stat, nu putem vorbi despre câștiguri de... Putem vorbi mai mult despre menținerea puterii de cumpărare decât despre îmbogățire. Exact, exact. De aceea și spuneam că înainte de perioada de criză sau în criză este util pentru că îți conservă puterea, îți conservă capitalul. Uh-huh. Nu câștigi, exact, dar îți conservă capitalul. Și cred că trecem la dezavantaje. Și principalul dezavantaj pe care îl văd eu și motivul pentru care eu nu investesc în titlul de stat este dobânda sau este câștigul, randamentul. Mie mi se pare extrem de mic pentru profilul meu de risc, încă o dată repet, da? Un 5%, să spunem, ca să iau dobânda maximă, comparativ cu inflația, cel puțin cea estimată de 4,4 de ultimul guvern român, asta înseamnă, dacă facem o operație simplă de scădere, un randament de 0,6% pe an. Uh-huh. Doar ca să țină pasul cu inflația. Deci devalorizarea leului este de 4,4 și eu aș câștiga 5%. Cu alte cuvinte, profitul meu efectiv ar fi de 0,6%, ceea ce este extrem de puțin pentru mine, încă o dată. Da? Da. Da. Și pentru mine. Aici aș putea și eu să spun ceva, tot legat de această, uh-huh, acest câștig mic. Există ceva numit riscul ratei dobânzii la titlurile de stat, care s-ar vedea în felul următor. Cu cât maturitatea titlului de stat este mai mare, adică cu cât e perioada mai, da, lungă, 5 ani, în cazul titlurilor tezaur, cu atâta există riscul ca în caz că se întâmplă un eveniment major și se schimbă, mm-hmm, dobânzile, tu să rămâi în urmă. Și cel mai ușor se poate exemplifica în felul următor. Tu iei titlul de stat, mm-hmm, pe 5 ani cu 5% și inflația rămâne pe aici, 3,5-4%, da, să zicem. Ai acel câștig de 1-1,5% real. Dar după 2 ani are loc, nu știu, vine o criză sau ceva și crește inflația, cresc dobânzile. Crește riscul țării noastre și atunci cresc și dobânzile. Se trebuie să împrumute cu dobânzi mai mari și ei emit titluri cu 10%. Ok. Cine o să vrea, să zicem că tu vrei să scapi de asta, să investești și tu în acel 10%? Aproape nimeni nu o să vrea să cumpere obligațiunile tale cu randament de 5%, mm-hmm, decât la un discount considerabil care să acopere această diferență, pentru că oricând poate să meargă să cumpere la una nouă. La un discount de 5% ca să poată să ajungă tot la 10% cât ar oferi în prezent statul, nu? Da, nu chiar, pentru că este și ideea că tu mai primești dobândă, mm-hmm, în perioada aia și îți recuperezi o parte din bani. Chiar dacă toată suma o primești abia la final, tu mai primești niște bani. E un pic mai complicat mecanismul. Titlurile de stat sunt așa, destul de complexe. Noi acum încercăm să le simplificăm, okay, pentru oameni. Dar da, oricum, este un risc important. Adică rămâi cu o obligațiune care îți scoate cu 5% sub rata dobânzii, deci... Nu mai poți să spui că faci conservarea capitalului, nici, okay, măcar deci așa. În condițiile în care ai fi cumpărat titlul de stat în vara lui 2008, să spunem, da, cu 5%, și după aceea ar fi venit criza, uh-huh, în 2009, să zicem, dacă ai fi vrut, sau chiar 2010, tu ai fi continuat să împrumuți statul cu un 5% și între timp statul s-ar fi împrumutat de la populație sau din altă parte cu, să zicem, 10%, cum dai tu exemplu. Dar nu știu, nu cunosc cifrele, da, reale din momentul respectiv, cum spuneam, nu m-a interesat piața asta.
Și atunci îți cam bagi unghia în gât, nu? Cum zicea cineva. Exact. Exact, da. Nu e foarte plăcut și nici nu este de neglijat. Clar nu e de neglijat, dar trebuie să spunem că acest risc există la orice fel de obligațiune, nu numai la cele de genul titluri de stat. Deci și la obligațiunile corporative riști în momentul în care cumperi o obligațiune corporativă și nu discutăm aici de ETF-uri, de obligațiuni sau alte feluri de... Pur și simplu, o obligațiune corporativă în momentul în care o cumperi și are o perioadă de destul de mare, să zicem 10 ani, prețul ei, că discutam despre titlurile de stat, că nu pot fi foarte mult tranzacționate, mai ales asta tezaur. Obligațiunile corporative pot fi vândute pe piața secundară, nu e nicio problemă, dar prețul lor variază în funcție de ce se întâmplă cu dobânzile în viitor, în momentul în care sunt alte obligațiuni scoase la vânzare. Pentru că, așa cum am spus, Ovidiu, nimeni nu o să mai vrea să cumpere obligațiunea ta care îți dă 5% sau 3% sau cât îți dă, dacă poate să cumpere una nouă cu 10%. Și atunci prețul tău va scădea până când vei ajunge ca și pe obligațiunea pe care o ai tu să obții acel 10% din momentul respectiv. La fel se întâmplă și dacă scad foarte mult dobânzile, cum a fost acum ceva timp în Statele Unite, când au tot scăzut rata de dobândă și obligațiunile care erau emise și aveau o sumă mai mare de dobândă au crescut în valoare față de cele noi pe care le poți cumpăra. Deci în condițiile în care dobânda scade, automat se întâmplă fenomenul invers. Dacă atunci când vine o criză și dobânda crește, să spunem, da, pierzi pentru că ratezi momentul să împrumuți statul la o dobândă mai mare, efectul este exact invers în condițiile în care dobânzile scad. Adică e bine că ai vândut, că ai cumpărat, pardon, că ai împrumutat statul cumpărând titlul de stat la 5%, să spunem, cu dobândă 5%, când, dacă în anul următor sau peste 2 ani sau peste 3 ani, în perioada respectivă de timp, statul emite noi obligațiuni cu dobândă mai mică, 3%, 2%. Exact, da. Da, exact. Corect. Și lucrul ăsta e foarte important să-l înțelegem la toate obligațiunile, pentru că am văzut oameni care consideră că ok, e foarte sigur să investești în obligațiuni. Da, e foarte probabil că e mai sigur decât în acțiuni sau decât în imobiliare sau e mai sigur să investești în obligațiuni dacă ai două lucruri sigure, să spunem așa. Unu, ții până la sfârșit obligațiunea și nu vrei să o revinzi, pentru că dacă vrei să o revinzi, ea poate să crească sau să scadă pe piață. E o piață liberă și se pot tranzacționa cu cât găsești să le cumperi sau să le vinzi. Și doi, emitentul nu dă faliment. Dacă e vorba de o companie, compania care a emis-o nu dă faliment, sau dacă e vorba de un stat, statul care a emis nu dă faliment. Într-adevăr, la stat e mai greu să dea un stat faliment, mai ales că România face parte din Uniunea Europeană, nu suntem chiar așa o țară destul de, adică suntem o țară destul de bine văzută, chiar dacă noi aici ne mai plângem, să spun așa, despre diverse lucruri. Nu suntem de lumea a treia. Da, nu suntem chiar din lumea a treia, suntem destul de bine văzuți ca. Ok, și n-am vorbit deloc despre partea asta de depozite bancare. Cum, când le folosim, care sunt avantajele lor, ce părere aveți voi? Folosiți depozite bancare? Ovidiu, vrei să începi tu? Ok, da. Păi, în principiu eu folosesc depozite bancare, dar doar pentru a-mi ține fondul de urgență. În principiu și folosesc depozite bancare în cascadă. Adică în fiecare lună cumva se termină un depozit bancar și creez unul nou. Astfel încât sunt oarecum protejat și în fața unei eventuale creșteri sau scăderi a
dobânzi. E adevărat, nu, dacă îmi scade dobânda, pierd, dar banii ăia nu-i țin acolo ca să fac bani. Doar polița mea de asigurare, să am acces foarte ușor la bani. Lichidez imediat, intru cu internet banking, lichidez depozitul dacă am nevoie și scot banii. Lucru care la un titlu de stat nu poți să faci. Poți să îl răscumperi, dar sunt sigur că nu îți intră bani în cont instant. Este o procedură, te duci la trezorerie, faci o cerere, s-ar putea abia luna viitoare să-ți vină banii. Deci asta e scopul pentru mine la depozitul bancar. Să țin banii sau dacă vreau să fac o achiziție mare, gen un avans pentru un apartament. Știu că am nevoie 2 ani să strâng bani, mă folosesc o perioadă de depozite bancare ca să țin oarecum pasul cu dobânda sau din astea. Deci altceva eu nu folosesc. Eu Cătălin? nu folosesc deloc. Adică dacă am bani ca și depozit, dar e impropriu spus, dacă am bani în conturi, sunt bani în conturi la vedere. Există un cont, așa zis, de economii. Nu mai știu cât oferă ING-ul dobândă la el, dar știu că e la vedere, oferă dobândă la zi. Nu este foarte mare, oricum este sub inflație. Dacă nu mă înșel, ultima dobândă pe care o oferea ING-ul era de 3%, iar în condițiile în care inflația, cel puțin cea estimată, este peste 4%, ca să nu zic 4,4%, e clar că dobânda este mai mică decât inflația, deci nu ține pasul cu inflația. Singurul motiv pentru care aș folosi ar fi, să zicem, la început de tot, în anul 0, în luna 0 de educație financiară, înainte să se apuce cineva de domeniul ăsta și să înceapă să învețe și să cunoască lumea investițiilor, eventual atunci ar merita folosite depozitele, pentru că în rest, din punctul meu de vedere, nu se justifică, cum spuneam. Și ca idee, dacă luăm inflația ca și mediană, să spunem, dacă ne uităm la valori, în principiu, băncile oferă dobânzi la depozite sub inflație, de obicei, cum spuneam, poate unele depășesc inflația, dar cu foarte puțin, iar titlurile de stat, am vorbit și de ele, sunt un pic peste inflație. Deci, sunt două instrumente în care poți să plasezi banii, care oferă într-adevăr siguranță foarte mare, cel puțin aparent, dar care implicit oferă și profitabilitate foarte mică. Ok. Din punctul meu de vedere, eu sunt cumva între voi, așa. Așa. Am un singur depozit care are o sumă foarte mică și tot așa e făcut ca să pot să-l lichidez oricând. Se prelungește automat, cred, tot lunar, adică nu, nici nu mi-am pus problema. Țin în el fondul de urgență. Acel fond e destul de mic și este suficient cât am nevoie să pentru câteva zile până pot să rezolv din alte să fac rost din alte părți de sume de care aș putea avea nevoie în funcție de situațiile care apar. Practic, suma de acolo o consider pierdută din punctul meu de vedere. E o sumă la care nu mă gândesc niciodată dacă am nevoie doar nu știu, pe 31 decembrie la ora 23 să scot niște bani de undeva, probabil că atunci aș putea să o folosesc și atât. Exact de Și rebelion. Așa. da, exact de Revelion să o folosesc pentru, nu știu, taxi sau ceva de genul, e o sumă mică. Și fondul meu de absolută urgență, ca să-i spun așa. Și în rest, nu prea văd avantaje, pentru că dacă în trecut aveau niște valori de dobândă mai mari, chiar mi-aduc aminte, prin 2007 foloseam așa ceva și puteai să te duci la bancă și dacă aveai ceva mai mulți bani, puteai să negociezi și știu că negociai destul de serios cu unele bănci din România, adică îți dădeau. Puteai să înțelegi ceva din banii respectivi, puteai să plătești niște rate sau oricum era mare avantajul dacă negociai cu ei. Acum nu se mai poate face acest lucru. Cu orice fel de sume am încercat, ei
nu pot să treacă de 3-4%, ceea ce practic e nimic pentru mine, nu are rost să blochez banii acolo, pot să-i folosesc în alte moduri. 3-4% la lei. Da, 3-4% la lei, pentru că dacă vorbim de euro, nici măcar 2% nu cred că nu-ți dau băncile. O singură bancă știu că îți dă ceva de genul 1,5 și chiar și așa mai au niște comisioane la un moment dat. Adică s-ar putea să nu rezolvi. 1,5 la euro e nimic, deci nu văd niciun avantaj din punctul ăsta de vedere. Ok. Bun. Cam asta ar fi. Vă mulțumesc de participare. Cu mare plăcere, ca de obicei. La mulți Ovidiu. La mulți ani pentru... Cu plăcere. Mulțumesc din nou pentru invitație. Mulțumesc, Ovidiu, că ai fost alături de noi. La mulți ani pentru anul care vine. Să avem investiții profitabile, ca să zic așa. Să ne crească cash flow. Exact. Exact. La mulți ani, dragilor. Seară bună. Seară bună.